Doamnelor și domnilor, am ajuns la momentul juriului. Vă prezentăm un juriu internațional cu care ne mândrim în acest an. O să începem însă cu unul de-al nostru, așa, unul drag nouă. Este vorba despre artistul, producătorul și compozitorul Bobby. Bine ai venit, Bobby, pentru prima oară în jurul nostru la Miss Plaja. Salutare, bine v-am găsit. Cum ți se par fetele? Sunt frumoase, toate arată bine. Acum... Le-ai văzut și în rochii de seară și în costume de baie? Da, toate arată bine, toate sunt frumoase. Ai pus ochii pe vreuna așa să o inviți în următorul videoclip al tău? Sunt câteva care... Se mișcă bine. Se mișcă bine, da. Și, dar nu o să vă spun, acum sunt notate aici pe foaia mea, le țin bine aici în foaie. Mulțumim mult de tot, Bobby! Mergem mai departe și dacă tot spunea Dinu că avem artiști internaționali, da, unul dintre ei este chiar... Colegul meu de scenă, îi pot spune așa, pentru că am avut o colaborare frumoasă pe câteva piese. Dinu a compus alături de el câteva melodii, iar pe câteva dintre ele le interpretăm împreună. Este vorba de artistul iordanian, compozitor și pianist Tarek Adam. Tarek, bine ai venit la Miss Plaja. Bine te-am găsit. Nu pot să spun bine ai venit în România, pentru că tu ești de mult stabilit aici, chiar vorbești românește. Da. Ai fost căsătorit cu o româncă. Dăm din casă așa secrete. Dar spune-mi tu cum e cu româncele. Cu româncele, am părerea foarte bună eu despre româncele. Este cel mai frumoasă femeie în lume, în general. Wow, ce și, compliment! Și fete care este aici, este tot e frumoasă, tot superbe. Cumva o să fii pretențios așa în alegerea câștigătoarelor? Ba da, cum să nu. Trebuie, nu-i așa? Dacă ai toate frumoase. Și le și cântăm fetelor astăzi împreună. Așa e. De asemenea, în juriu am invitat un domn care privește toată vara frumusețile fetelor românce, fiindcă este Salva Mar, este reprezentantul Jetski Mania din plaja Jupiter. Îi mulțumim lui Răzvan Viza că este alături de noi pentru prima oară și el în juriu. Te rog frumos, spune-ne cum sunt fetele în costum de baie, dar care nu fac baie, ci care defilează în pași așa eleganți pe muzică. Vă mulțumesc și eu pentru invitație. Da, fetele... Se vede că au fost alese pe sprânceană. Acum, cu siguranță, va fi o jurizare destul de dificilă. Eu le urez succes și chiar le aștept pe toate la o plimbare cu schijetul și invitație la toate distracțiile de pe apă, de pe plaja Jupiter. Da, îți mulțumesc că n-ai spus că le invit și pe banană, că sună puțin ciudat. Dar avem o canapea gonflabilă, avem foarte multe lucruri acolo de care ne bucurăm și noi, de aceea spun, avem. Îți mulțumim, Răzvan, iar acum, doamnelor și domnilor, după cum spuneam, juriul nostru internațional trece la una dintre cele mai noi cântărețe columbiene produse de Richie B. Este vorba despre Champagne 26, producția casei lui Ro Latin Music. Prezentă și ea în juriu pentru prima dată. Ne bucurăm că ești aici. Spune-ne despre părerea ta de România și, evident, în special despre fetele din România. Buenos días, gracias. Sí, România me encantó. Es una ciudad demasiado bella. No lo esperaba que fuera así, la verdad. Las chicas también están espectaculares. Nunca había visto chicas de Rumania. Una cosa de locos. Bueno, como diseñadora que soy, estudié pues en la universidad en Medellín, que es la ciudad de la moda de todo Sudamérica, modas, y me parece que los bikinis también estaban espectaculares. Esperamos el otro año tener mi marca aquí. Tenemos una marca en Sweden, en Estocolmo, que se llama DC Boutique. Así que espero que el otro año DC Boutique esté acompañando las reinas y las chicas de Rumania. Gracias.
Mulțumim și noi, ne bucurăm tare mult de informațiile pe care ni le-a dat. Iată, a studiat în domeniul modei și chiar are o linie de costume de baie și de bikini pe care le produce. Deci da, are ceva experiență în modă și își poate da cu părerea despre concurentele noastre de la Miss Plaja, despre care Champagne 26 ne spune că fetele sunt absolut spectaculoase, iar România o încântă. Lângă ea, în dreapta ei, se află producătorul ei și prietenul emisiunii noastre, chilianul Richie B. Bine ai venit, Richie, bine ai revenit la Miss Plaja. Chichichilelele. Chichichilele. Mulțumesc pentru mi-dease încă o dată. Mereu sunt fericit aici, uite cum fetele frumoase, acea de frumoasă. Ah, nu mă obosesc să vin aici, serios. Anul ăsta a fost foarte frumos, cum este fiecare vară, cum este fiecare an. Și aștept că castigue fata cea mai frumoasă, dar toate fetele sunt frumoase și talentate. Vedem cine castigă. Cine invităm? Cine invităm pe Latin Music, toate lume, cine vrea să cante, cine vrea să se fac muzica latina. Am văzut că ești cu echipă mare aici de filmare pe plaja din Mamaia. Am văzut că produci un videoclip, filmezi ceva, o să le introduci pe fetele noastre. Cum o să procedezi? Era bine dacă introduce pe fetele, că așa e frumoasă, dar... să aibă succes videoclipul, zic. Mulțumesc! Este o nouă melodie care se numește Iubire de Vară, împreună cu Elisa, o fată care a participat în Eurovision anul trecut, care am văzut că are talent, e talentat, dar nu vorbești spaniola deloc, dar acum a început să vorbesc spaniola și am făcut o melodie împreună care se numește Iubire de Vara, reggaeton latino. Ne-o cântați astăzi și nouă, vă mulțumim mult pentru prezența și eu în juriu. Și eu mulțumesc, pa! Iar noi mulțumim jurului nostru de astăzi, iar noi mergem mai departe să le vedem pe concurente.